la lucrarea ședinței ordinare Consiliului Local Comuna, ce are loc în data de 29.08.2022, ori de 15 în sala de ședință. Supunem la vot ordinea de zi anterioară. Supunem la vot ședința anterioară. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind emiterea codului de introducere a unui contract în derulare contractului numărul 7751 de 2018, având ca obiect servicii de proiectare și executare inițiativă canalizare și stație furare a apei uzate în agere în Comuna Comunen, județul Bacău, inițiator primarul Comunen. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Așa cum știți, licitația de la execuție în finanțarea rețea de canalizare este certificată de 10 grupte în loc, iar conform legislației se cere. Grupte în loc poate introduce cu acordul Consiliului Local alt subcontractanți. A introdus un subcontractant pe UNEA MEX-SRL, iar acum dorește introducerea unui subcontractant în aceleași condiții cum a câștigat licitația, adică declarații de la NAP, declarații de la mediu, în aceleași condiții, alte societate SORECE, COVID-TIM, SRV, ASEO. Sunt băieții care lucrează pe zona noastră. Adică noi nu plătim niciun euro plus, este introducerea unui subcontractat în aceeași valori, avantajul este că aceștia vor termina lucrarea ei, vor primi o comisiune, e o înțelegere între ei doi. De ce se introduce acest subcontractant? Pentru că subcontractantul este sigur că primăria Sândoia nu va putea plăti direct în contul lui. Deci nu va aștepta banii de către beneficiarul contractului de execuție de lucrări, adică cel care a câștigat licitația. Este un avantaj al subcontractantului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre de modificare a HHCL numărul 58/39/2022, privind atestarea în domeniul privat al Comunei a unor terenuri cu construcții situate în intervalul statului Comun, Comuna Sântinești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Este vorba de cele 78 de persoane din satul Comun, unde nu au pus actele spre final, spre sfârșit, să este vorba de Dima, Vorbat, ceilalți trei au reușit să-și întocmească documentele. Acum vrea și Dima să-și întocmească documentele, că se facă un schimb de teren între primărie și primul lucru pe care trebuie să face, atestarea domnului privat al Comunei Sân, a suprafeței teren cu construcții, aferând gospodăriei dumneavoastră, pentru că suprafața respectivă este la primărie Sân. Dumnezeu se va întocmi un cadastru, se va întocmi un cadastru pe zona cealaltă și va fi un schimb de teren între cei doi. Se va efectua o expertiză tehnică, judicială, aneval, prin care va spune că suprafața de acolo este în valoare de, cât spune expertul, iar suprafața este în valoare de. Se înmulțește valoarea, suprafața respectivă, îți dă o sumă și se face diferența. De exemplu, la care dintre ei nu trebuie să plătească nici la Vorbat, nu ar trebui să plătească niciun euro, pentru că avea o suprafață concesionată de 650 de metri, aici este vorba de o suprafață de 994, aici va trebui să plătească. Da, și eu ieșim, da. Acum nu mai țin minte câte e 778 de metri pătrați. Deci, prima va trebui să plătească foarte mulți bani. Nu știu cât, dar probabil 1000 de euro, pentru că 774 de metri pătrați în extravagant maxim este 1,7 euro, hai zicem 2 euro, 2,7 și 1500, iar în partea asta este 3 euro, 9,545, este o diferență foarte mare. Dar expertul va decide cât se va da diferența. Este de apreciat Dima că de 5-6 ani de zile avea o datorie de 45 de milioane și a achitat toată concesionarea și este la zi cu toate sumele. Adică este de apreciat. A mai rămas Vânceanu, băiatul Constanța, Cristi, dar la Vânceanu Cristi este o problemă foarte mare, unde datoriile sunt enorme, că sunt la 300 de milioane, nu știu ce trebuie la urmă, și nu știu dacă va reuși.
Nu face consolidare. Adică nu a fost primit constituțional din 1995 sau 2000, adică gândiți-vă, constituționarea 95 avea o anumită valoare și uitați-vă pe INS care este coeficientul de inflație 95 până acum. Și dau un exemplu, domnul Silvestru a dat un salariu de 1.500 de lei, 1.500, acum avem salariu de nu știu cât. Deci le observăm că de 30 de ori. Ia gândiți-vă, de 30 de ori suma respectivă din 95 plus coeficientul de inflație sau coeficientul INS de IPC ăla care este, sau cum se calculează, domnul secretar știe mai bine, ori cu un coeficient de inflație național, o puncte procentuale, nu știu, cum se da. Și se ajunge o sumă imensă. Gândiți-vă, dacă concesionarul a fost pe 1.000.000 pe an, gândiți-vă, la 30 de ani, 30 de milioane și bagă IPC-ul aferent, dobândă la dobândă, gândiți-vă la ce se ajunge. Supunem la vot punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind participarea la cofinanțarea realizării rețelei electrice de interes public în vederea acordării utilizatorilor individual din zona anumii anunți inițiator primar comunei. Aici e, să apreciez munca domnului secretar. De două săptămâni se ocupă de acest punct, îl lasă vorbească dumneavoastră, că știe mult mai mic decât mine acest punct. Eu știu un mare despre ce este vorba, că mi l-a prezentat, dar domnul secretar, să știți că am muncit la acest punct enorm de mult, pentru că este prima situație, primul caz de acest gen și n-am știut cum să abordăm rezolvarea acestui caz, adică să-i dăm o anumită rezoluție benefică, legală, atât să vină în sprijinul cetățeanului, dar și în sprijinul nostru ca și legalitate. Ideea că domnul Nunu Ionuț a făcut o solicitare către ONU în vederea extinderii rețelei electrice. Conform ordinului ANRE 36/2019, cei de la EON i-au făcut ca și răspuns și în urma calculelor făcute de către dânsii. Deci, valoarea investiției, ca și valoare de profit al lor, era sub 50%. Ceea ce înseamnă că domnul Ionul Ionuț, ca și solicitant, pentru că el a făcut prima dată cererea, trebuia să vină cu partea asta de cofinanțare. Domnul Ionuț a luat și a solicitat și din partea primăriei dacă poate să contribuie. Domnul primar a venit cu anumită sumă, nu poate să iasă acoperi întreaga sumă, deci rămâne ca domnul Ionul Ionuț și cu primăria să asigure cofinanțarea. Primăria asigură o cofinanțare de 25% din valoare pe care i-a transmis-o cei de la EON. Tot acest ordin prevede că se va păsăra un contract de cofinanțare, dar cu o singură persoană și acolo, deci domnul Ionuț va semna în nume propriu cu acordul nostru, că din cauza asta a făcut și acest HCP. Noi am aprobat și indicatorii tehnici economici care sunt pentru investiția respectivă, pentru că și noi suntem co-participanți. Se va deschide o linie de credit din partea noastră, dar noi vom vărsa banii respectivi în contul la EON, deci ca și partea noastră de cofinanțare. Partea noastră de cofinanțare este ca și un contract este bătut în cuie, deci nu poate să suporte majorări doar în situația în care, deci este mai mică. Ceea ce poate să apară în urma licitației dacă se vor veni cu niște prețuri mai mici decât cele care sunt stipulate în studiul de fezabilitate. Iar după aceea, problema cea mai mare va fi în felul următor, că după 5 ani de zile de la data punerii în funcțiune a instalației, dacă deci eficiența ei este mai mare de 80%, atunci se va retura o parte, cotă parte din banii care sunt de cofinanțare. Adică către noi și către domnul Munu. Deci condiția este ca să fie eficientă, de-abia după 5 ani de zile se va calcula. Atunci noi ce a făcut domnul Munu? Se va duce și va da o declarație notarială prin care el deci va participa cu cota asta de cofinanțare pentru că va fi și semnatarul contractului. Iar în situația în care, după cei 5 ani de zile, se vor returna anumiți bani către ei. Dânsul, deci nu numai că ne va comunica ce bani i-au venit, ne va da și un extras de cont prin care se va vedea ce sume i-au dat. Și atunci, în funcție de coparticiparea fiecăruia, de exemplu, în 25% din valoarea de cofinanțare, dânsul 75%, ar trebui ca să devină și nouă anumită sumă. În situația acolo este stipulat, în situația în care termen de 30 de zile de la data de când a intrat banii în contul dânsului, nu face plățile către contul de trezorerie pe care l-am indicat noi prin HCL, atunci se va calcula majorările exact cum sunt prevăzute în codul fiscal. A
acum să precizez că nu din dumneavoastră, nu ați înțeles, domnul secretar a vorbit puțin mai tehnic și pe legalitate, este vorba de zona Ursul, de anunțului Ursul, omul a mucat să-și extindă, să-și ducă curentul electric spre casă. Conform ordinului care a precizat domnul secretar, până la 105 metri, putem să introducem branșament fără scoatere la licitație pe distanța de 105 metri. S-a constatat că distanța de la ultimul branșament până la el sunt 305 metri și atunci nu necesită branșament, necesită extindere de rețea electrică. Pe 105 metri este branșament, pe 300 și ceva de metri trebuie extindere de rețea. Ei, la extindere de rețea trebuie întocmit un proiect tehnic și un aviz de la Delgaz, așa cum am zis, unde spune cât costă înaintea scoaterii la licitație. Valoarea cu care v-a prezentat domnul secretar este 325 de milioane. El a venit la mine, dar pe zona aia, chiar dacă sunt 300 de metri, pot beneficia și ceilalți cetățeni care vor să construiască. Și el spune, domnul primar, e mult 300 de milioane, ajutați-mă cu niște bani. Și zic, băi, nu pot să te ajut mai mult cu 25%. Domnul secretar v-a prezentat o situație când acest contract va fi semnat doar de el. De ce? Pentru că el fiind, el, celelalte persoane care vor să se branșeze de la el pe o distanță de 105 metri, va trebui să-i plătească lui. Și el să plătească o anumită cotă parte din primărie. Acum ați înțeles despre ce se vorbe. Adică, situația asta, numai pentru Nunu Ionuț, pentru orice cetățean care vrea să facă o extindere de rețea pe o distanță de 105 metri, e benefică atât din punct de vedere al primăriei, benefică și din punct de vedere al Delgazului, pentru că domnul secretar prezintă o situație. Dacă acea rețea de 80% sau cum a prezentat așa, este benefică, atunci Delgazul îți întoarce bani înapoi. Noi acea zonă, nu știu dacă va fi rentabilă sau nu, că este decât o singură casă, este o singură casă. Dacă vor mai fi 3, 4, 5 case, probabil va fi rentabilă. Ați înțeles despre ce este. Domnul secretar mi-a explicat și mie, dumnealui s-a ocupat, ce am înțeles o pe scurt, așa că, la un moment dat, sincer, nu prea am avut timp așa, și venea săracul la mine mereu și nu aveam timp să mă tot doar nu să vedem despre ce este vorba. Supunem la vot, treceți direct, vă rog, la 5 și la 6, pentru că la 4 ori tanti și se vorbim mai mult. Da, te rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție și modalii grame, inițiator primarul comunei. Da. Conform organigramei și statutului de funcție, noi avem 35 de posturi. Noi am avut un post de fochis și un post de pasnic. Postul de fochist l-am transformat în administrator public. Da, nu am nevoie de administrator public. Acum schimbăm organigrama statului de funcții din administrator în fochist cu păstarea numărului de 35 de posturi, că sunt 200 la 35. Și mai avem postul doamnei Lidia Onea, care era referent consilier, îl vom transforma referent superior gradul 5. Și vă spun de ce. Poate găsim și noi să vină cineva pe acel post. Și dau un exemplu. Vă spun, toate posturile sunt blocate la nivel de țară. Doar cele prin transfer nu sunt blocate. Deci, în acest moment, spre exemplu, Ticu, omul și-a programat concediu, de un an de zile își programează. Și-a luat concediu. Dana este în concediu medical. A rămas doar Gabi Stan. Gabi Stan și contabil. Dar dacă se mai vorbește una de tine, ea n-a rămas suspendată în aia. E puțin mai greu. Adică, dacă nu-i primarul, lucrurile funcționează, dacă nu-i domnul secretar, nu va veni tanti malicica sau acuța aia, mai funcționează, dacă nu-i vicele, primărea funcționează, dar dacă nu-i contabilă și secretară, dacă nu-i contabilă, mai greu. Adică contabilă e puțin mai e. Adică dacă ai de efectua niște plăți, dau un exemplu, am depus toate avizele pentru branșamentele astea și am depus un team de avize pe la toate instituțiile, a fost nevoie. Și toți au zis, ori din parte, OP. Pe a doua zi, nu-ți primezi documentația dacă nu faci OP-ul. Dar nu e la mult, cât e? 130 de lei. Dar trebuia să plătești 130 de lei. Adică, fără primar, se descurcă, fără primar. Dar fără contabil, puțin mai greu, adică nu. Da. Adică se modifică statul de funcție și organigramă, administratul public, fochist,
Și UFRN super... Nu, deci din funcție contractuală face funcție și publică. Și da, face funcție publică. De a... Deci ca și mă rămâne toată lumea, exact. Și dacă acela nu mă trăiești, că da, nu are nimic. De exemplu, eu aș fi vrut foarte mult să desfințăm un post de polițist local, că sunt 5 organigrame. Domnul secretar mi-a zis, sunt aprobate de prefectură și nu pot fi desfințate posturile polițist local. Adică, și cred că, acum îmi dau seama că e ok, pentru că eu când am intrat primar aveam 31 și au venit cei de la prefectură cu suplimentarea de polițiști locali, nu știu, am cu 3 posturi, 32 pe 35. Supunem adoptul numărul 5. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiator, primarul comunei. Adică să nu credeți că e o rectificare. Este o rectificare în interiorul bugetului. Ce s-a făcut? S-a constatat că la data de 31 iunie 2022 veniturile au fost mai mari decât cele preconizate la întocmirea bugetului local, proiectului de buget local. Adică s-a încasat mai 600 de milioane. Ei, acei 600 de milioane, tu poți să faci rectificat de buget pe venituri. Adică să duci acele venituri pe anumite cheltuieli. S-au dus 500 de lei, 5.000 de lei, 5.000 pe ajutoare sociale, s-a dus vreo 26.000, vedeți că sunt pe desfășurător, rămânând 24.000, rămânând 36.000. S-a dus 5.000 pentru asigurări sociale, ajutoare de urgență, pentru carburanți 1.5. Deci 36 și super, 36, mi-au rămas 24, așteptam 24, 36, era invers, din 60.000. Deci s-a dus pe asistent social, pe carburant, nu știu de ce, da. Adică nu s-a făcut o rectificare de buget de la un capitol la altul. Doar s-a ridicat veniturile și a ridicat și cheltuielile. Adică dacă ai avut un buget de 2 miliarde, vezi că veniturile sunt cu 500 mai mult, ridici venituri cu 500 de miliarde, ridici 2 miliarde 500 și duci acei 500 miliarde cheltuieli, duce nu știu unde. Adică veniturile și cheltuielile le preconizezi, dar la sfârșitul ele nu pot fi echilibrate, pentru că o să-ți rămână cheltuieli care nu s-au efectuat. Și acele sume se numesc debite. Debitele rămas de 500 de lei, să zicem, se duc în excedent, în excedent bugetar. Da, eu am explicat și prin înțelesul dumneavoastră e ok, adică puteți să-mi întrebați, explic, dar poate nici o nu e explicație de tehnic, dar m-ați înțeles, să ziceți. Adică am indicat bine. Să punem la vot punctul numărul 6. Punctul numărul 6, avem diversă. Nu, mai avem pasul 4, nu, noi facem înapoi la 4. Înapoi? Da. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență a doamnei Ișvan Cavalele, beneficiată în Comuna Sântilen, Sat Sântilen, Județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Și anul trecut, tanti a venit la noi la primărie să-i dăm bani să schimbăm acoperișul. Mi-a dat 1000 de lei, o sumă foarte mică, s-a cumpărat de niște tabări de 10 milioane. Acum dumneavoastră solicită să-i schimbăm tot acoperișul. E o sumă foarte mare. V-am zis că nu depinde de mine, depinde de Consiliul Local. Asta spune, vorbește în fața Consiliului Local, eu ce pot să spun? 1000 de lei e puțină, nu-ți ajunge tabă. Da? Tu nu zici că nu-ți mai dau 1000 de lei, dar cine îți... Acoperișul ăla m-a dat costă 200 de milioane. Casa este de 100 și ceva de ani. Da, dar nu ești singura în poziția aia. Sunt, am o singurare, dar nu poți reparată niciodată. Părinții nenorociți care pe copii și cu mine. Nu mă apuc și instalația de la îndrăbloare. Nu e nevoie. Eu nu zic, dar îți dai seama, sunt atâția oameni încășiți în Comuna Sădoni care necesită schimbarea acoperișului. E femeia aia de acum care e puțin așa... care zăpăci pe ea puțin așa. Care cântă și la seara. De la tine, de acolo. Eu așa, da? Aia, săraca, plouă în casă, pune găleții. Dar plouă în casă acum, cu copii? Plouă în casă, dar face ceva. Ișurile, de ce poți să fac dacă ea e până? Dar nu este în obligația primăriei acum. Eu îți dau anumite sume de bani, dar nu este obligația mea să schimb tot acoperișul. Adică nu este ok să schimb. Eu nu zic că nu-ți dau, dar fă și m-a dat ceva. Ați avut de la acces direct 150 de milioane. De ce ne-ai cumpărat jumătate? 100 de milioane, 100. Deci nu ai luat din 150, 20 de milioane gândi scăpuiori.
Da? Eu să zic că îți dau tabă, uite, apoi vom aici tabă, tabă. Tabă, dar cine cine-ți lucrează? Cine-ți lucrează? Cine schimba acoperișul? Ai văzut că? Ai văzut cât îți, iarăși, 100 de milioane să schimbi la acoperișul. Vorbesc eu cu omul ăla de pe lagă, care i-a făcut și rutoia. Dar și de unde să dăm atât de mulți bani? Că priori, haideți, că îi las așa, nenorocit cum suntei, că mai sunt nebunanțe. Dar scândura, picioba. Știi cum este? Eu nu vorbesc în numele Consiliului Local. Nu vorbesc, ei acum, nu eu. Dom'le, eu ți-aș mai da 2000 de lei pe tablă. Dar mă dau o ții acolo, încă 2 ani de zile, când are cine să o schimbe. Și atunci eu acum, vine puterea de contul, că am luat puterea de cont. Domnul primar legat de indirect, în tablă. O schimba tabla pe acoperiș? Păi nu. De ce le-a dat domnul în tablă? Dacă ei, mata nu schimb. Mata vrei să te-o schimb eu, dar n-am pus să te-o schimb eu. Găsesc eu pe cineva, numai dojeala trebuie și să... Dar de unde atâția bani, tată? Dojeala aia costă 50 din oare dojeala. Atât de să zici că sume mari. Suntem 6, ne o mare casă acolo să facem. Nu știu, dacă Consiliul Local vrea să-ți ia o mai spus că iată, ploi, abundente, vin 70 de litri pe metru pătru. Ați pățicat grill. Nu plouă casă. Toată vara ați stat la soare și ați cântat și acum dumneavoastră. Exact ca grill ați. Toată viața n-ați știut că plouă. Ai bătrânească, domnule, nu poți repara niciodată. Așa că nu, dar... Haideți să vă spun ceva. Veniți și trebuiați costumul, veniți și noi costumul. Acest domn care vorbește, domnul Popovici, da? Este o pe... a muncit o perioadă la spate. Și totuși a operat. Nici nu putea să meargă. Făcea dragul din față și nu putea să meargă. I-a zis, domnul, dar nu mai munci atât, dar ce să fac? E băiatul m-a tăiat, băiat de 30 de ani, stai acasă și văd că n-am nimic. E bolnav, tu vei mai bolnav o operație. Am două operații. Și am chiar și muncesc. Ridic ciment, ridic betoane, ridic orice. Nu poate, nu poate că el a fost la ori. Că m-am s-a înghețat pe gheață. Deci asta nu face. M-a dat atât de mult pe băiatul m-a dat și are 30 de ani. Omul este cel mai bolnav dintre noi toți. Din cauza ridicătorii. Adică, el nu ce mai operat deodată, am viață și o medicat. Și da. Muncesc așa cu el. Mă duc și muncesc. Adică, eu nu zic că nu-ți dau. Dar trimite mă băiatul la muncă, ți-am spus de atâtea ori. Trimite la muncă, e băiat tânăr. Uite, și se pierde Ivona. Uite, mă... uite, de omul în câj. Îmi dă o mână de ajutor și eu să îi pun, da. Da, să se ducă la mână, e tânăr, mama vrea să-i tânăr, că tatăl meu, dar e băiat cu ceva. Așa are 4 copii. Eu când am terminat liceul, tatăl ăsta așa, nu ai luat ca facultate din prima de analiză. Și m-a dus la fabrică, că să mă băgat acolo, la scândă m-a băgat. Plângeam și mă trat la vreo dar m-a la facultate. Dar munceam, mă trebuie să moșneam la dacă nu mă trimitea la muncă, nu știu dacă mai învățam eu să mai iau la facultate. Și stă acasă și nu muncești? Nu poate. Nu, dar are picioarele sunt buni, mâinile sunt buni. Se poate duce la 100 de bine. Să facă kinoterapie și să revină. Eu fac naveta la Baco pentru kinoterapie ca să revin la picioare. Dacă ești, ai mâini, ai picioare. Problema este că are și adăptate că el și-a făcut o pacă. Ea stă în casă, nu-i stă în bucătărie. El și-a făcut o bucătărie și ea în casă. E adevărat că e distrus în casă. Eu te înțeleg că e distrus în casă. Puteți să veniți la fața mea. Noi când putem te ajutăm, dar... Ea stă în casă. Dom'le, spuneți ce să fac, că e hotărât din Consiliul Local, domnul Marian, știți situația. Eu nu spun absolut nimic, dar nu. Haideți să mai discutăm puțin, că am dezbătut o... Sigur, să mai lăsăm. Să lăsăm pe data viitoare, să okay. Găsim, nu știu, o soluție. O soluție. Da, n-am nimic împotrivă, n-am nimic împotrivă, dar... Toți oamenii muncesc, Dani, toți oamenii muncesc, toți oamenii ăștia de aici muncesc. Trebuie să știu să fac o dorea, la cum spun ea. Că de gata, nu ceau, trebuie să fac. Uite, o idee bună. Uite ce zici, ne-am întorsat, da? Și aici el. Dacă eu am văzut cât ți-ai pus dorea la ce ai făcut, eu ți-am pus tabla. Eu o chem, îl chem pinicul ăsta de la contra. Pinicul ăla și ți-am pus o tabla. Și nu avea domnule cu putere de conturi, că... Da, îmi trebuie scândura asta. Îmi trebuie scândura și că nu vrei și... Îți trebuie cel puțin 3 metri cu pliță.
3.500 de lei, aproximativ. 5.000 am spus. Așa. Și mai trebuie și... Un bordei, nu-i ca să fie... Doi, toți sunt trebuie. Căprior, trebuie. Și cu tot de lei nu trebuie 6-7 mii de lei, cu căpriorii 6-7 mii de lei. Totul foarte sol. Tabla nu-i fără 30-40 de lei. Nu, cel mai bine, nu lăsăm pictura legală și o discutăm. Deci mă dat ca să pot să-ți fac casa aia între 150 de lei. Așa. Am 5 copii, da, da, spune-mi. Vă arăt ca pe muzica ta. Nu mă dau muzica în Americo. Ce-i cu ceva muzica? Nu am nicio treabă. Nu te distrași, nu știi ca ai. Copiii n-au nicio vină, într-adevăr, dar cred că le-ar fi mai bine dacă... Are și poate. S-ar grijă cineva de ei. Credeți-vă, nu, la copii nu le ajunge să le dai o umbli de mâncare. Și o hăinuță pe ele, trebuie educație și altă. Ei, am spus că la dar n-au viitor. N-au viitor. Și eu, dacă rămân în casă și cade pe unii, tot e ok. Cum o zici și domn primar? Veni și spuneați cu ceva și vă aștept. Da. Mă rog, sigur. Deci eu spun tabă, eu spun tabă. A fost și mata ceva. Da, să o lăsăm, domn primar. Da, să închei. Punctul numărul 4. Punctul numărul 7 diverse. Diverse vreau să vorbesc. Tati, lăsăm pe dar. La ședința următoare. Ce să zicem? Ce putem face? Lăsăm nezbătuim. Da. Rămân pentru altă. Nu. Am eu. Da, da. Diverse. Eu. Nu scrieți ce trebuie să se poate. Mai e ceva care... Mai e ceva. Spune dacă voi să întrebați ceva, întrebați că... Zine, mă... Atunci să vorbesc, da? Vorbesc. Domnule primar, domnilor consilieri, solicit întocmirea unui regulament privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Sândulei. Acest regulament va fi întocmit conform Ordinului 25 din 14 ianuarie 2021. Regulamentul trebuie să cuprindă următoarele capitole, conform Ordinului de sus prezentat. Generalități. Categorii de personalități îndreptățite la primirea titlului de cetățean de onoare. Incompatibilități. Procedura acordării înmânării titlului de cetățean de onoare. Drepturi dobândite de deținătorii titlului. Retragerea titlului. Îndatorii ale cetățeanului de onoare și dispoziții finale. Acest regulament sunt niște documente care vor cuprinde cel puțin următoarele înscrieri. Declarație tip, acceptarea a titlului de cetățean de onoare al Comunei Sândulei. Actul de identitate xeroscopizată în conformitate cu originalul. Curriculum vitae în original. Certificat de cazier judiciar în original. 3 recomandări de la persoane juridice și fizice în domeniul de activitate al candidatului pentru cetățean de onoare al Comunei Sândulei. Expunerea de motive și inițiatorul în original. Și ultimul, Direcția Învățământ Cultură întocmește referatul și proiectul de hotărâre și al inițiatorii primarului pentru a fi aprobate în
comisii și în comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local. Noi, eu am inițiat o propunere ca să-i acordăm titlul de cetățean de onoare al Comunei Sândulie, dacă dumneavoastră vă gândiți cine este. Și la cine? Ne-am eu pentru a vă acorda acest titlu de cetățean de onoare, în primul rând, când a acest regulament. Da, acum, deci, da. Nu poți să acumi un regulament care nu există. Deci aceste lucruri trebuie întocmit. Da. Deci, la următoarea ședință, se va întocmi acest regulament. Acum, îl întocmiște domnul secretar sau îl întocmiți dumneavoastră. Sau unul dintre dumneavoastră. Nu are nimic împotrivă. Și veniți cu acel regulament întocmit, care va trece pe la domnul secretar, îi va da gelul acelea. Adică, pentru a-i mâna titlul de cetățean al onoare unui cetățean din Comuna Sândulie, trebuie prima dată să ai acest regulament. Chiar o procedură de atribuire. Deci, până la următoarea ședință din Consiliu, voi să mă dați să topești pe mine? Domnul secretar. Domnul secretar. Unde suntem? Nu? Sunt aproape acolo, vă spun. Pe aceeași stradă. Pe aceeași stradă, da? Da, pe aceeași stradă. Da, nu te dai cu 27 de ani. Cine te vecin? Am mai fost discuții, la cine te vecin? Pentru? Cetățeanul ăsta de onoare. La cine? Da. L-ați întrebat? Nu. Nu. Eu zic să-l întrebați. Da, ce nu vreți? O să vrea. La domnul, ca să vă spun, spune-o pe gândiți. Lăsați-l în fierne. Haideți să facem regulamentul. Dar nici nu vă spun. Dacă ați fost ca să vă lăsați să vă fie bine, nu spun la nimeni, știi? Dar ce te-a putut să scrie? Nu știu cine a fost inițiatorul. Eu am fost inițiatorul. Că ai scris bine. Așa că nu vă spun. Spune la domnul primar. Da, la nicio să. Nu știi bine? Sunt mai mulți, da. Sunt mai mulți, da. Am vrut să zic, dar deja m-am gândit la vreo 3 persoane. Și 3 persoane. Și a treia persoană, spuneți a treia. Deci dacă suntem aceia din grup. Da. Vorbim... Da. E Norica, de la tine, de la... Beatrice. Norica, vicina ta. Nichita. Nichita, Norica, Beatrice. Profesor, doctor, biologia. Vorbim de sfărită, vorbim de... Personalitatea așa mai... Ca știi, nu cunosc atât de bine. Acum faci, o să fie numai un singur, nu o să încerc. Nu cunosc atât de bine. Dar ne-am mic, o să facem acest lucru. Facem o muncă, putem face? Nu mai mult. Am adus pe muncă să facem câte unul. Adică fiecare are specificuri și probleme. Adică... Nu la modul, dacă dorim să facem și o ședință festivă, care implică timp și costuri, să fie pentru mai mult. Gen, fiii satului. Ca să nu... Da, să o fac general. Da, deocamdată, mergem în probă. Da, la persoana la care ne-am gândit noi. Da. Nu poți. E un alt domeniu științific, un alt domeniu literar. Adică, aprobăm pentru amândoi, da? Dar festivitățile facem distinct. Adică, când mergem pe științific, persoana respectivă va veni numai cu... Da, am înțeles. Tot ce sensul Bacău. Tot ce înseamnă cardiologie, tot ce înseamnă cardiologie pe Moldova, doar el e semnat la 5 ani zi. Înțelegeți? Toate avizuri de specialitate pe cardiologie e semnat el. Și cu domnul Ciobanu, adică primă, domnul Cioban va veni costruită de profesor de română și de... Adică nu cred că... Un punct de vedere, un punct de vedere următoare acum, dacă e bine sau nu. Păi nu, e ok și ce spune dumneavoastră, doar că încă o dată spun. Depinde cât ne extindem. Facem pirâni. Ei, mă, cum zice așa, să nu fie atât de multe cheltuieli. Toate aceste cheltuieli vor fi suportate în bugetul local și aici te poți duce pe sume. Nu știu, 1000 de lei și tu acolo, nu te poți. Ce-i spus cineva, tot
Nu vedeți cum s-a scumpit și... Nu știți că aveți... Tot, tot și catering și tot, nu? Alte întrebări. Alte întrebări. Nu mai joc. Nu mai joc. S-au început. S-au depus pentru părășaminte și acolo. Toate documentațiile de avizare. Ne așteptăm să primim avizele. Nu așa avem niciodată trebuie să fie acuite. Am depus toate documentațiile, peste tot acolo. Acum așteptăm să primim în documentație. Puteți să vorbiți, să spuneți. Sunt atât de multe. Mulțumim frumos!